Alegerile parlamentare noi de la Hâncești se desfășoară în condiții de maximă securitate pentru a împiedica răspândirea noului virus. CEC anunță că secțiile de vot au fost echipate corespunzător, iar cabinele de vot, pixurile și ștampilele sunt dezinfectate periodic. Am cerut ca să se urmărească aflarea în secție de vot. În același timp, au un număr numai mare de 50 de persoane. Totodată, localurile secțiilor de votare să fie dezinfectate. În toate secțiile de votare sunt soluții antiseptice, iar membrii birourilor electorale ale secțiilor au fost asigurați cu măști și mănuși medicale. Alegătorii se prezinte la secțiile de votare cu pixul personal. Măsuri mai sporite de securitate sunt luate în satul Bălceana, acolo unde a fost depistat un caz de îmbolnăvire. Funcționarii electorali care vor merge cu urne mobile la alegătorii ce au solicitat acest lucru vor avea echipamente speciale de protecție. CEC a solicitat opinia Consiliului Suprem de Securitate, Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică și a Comisiei pentru Situații Excepționale a Raionului Hâncești, care au decis că alegerile trebuie să aibă loc. Alta ar fi fost situația dacă era decretată starea de urgență. Restrângerea unor drepturi sau unor libertăți se face doar în cazul declarării stării de urgență, de asediu sau de război, în contextul în care Parlamentul la ziua de astăzi nu a declarat una din stările de urgență menționate, așa cum am menționat mai sus, autoritățile electorale vor depune toate eforturile pentru a asigura condiții de maximă securitate. Ministrul Sănătății a declarat că alegerile nu au fost amânate deoarece nu este o situație excepțională. Dumbrăveanu a precizat că cei care au intrat în contact cu persoana infectată din Hâncești sunt obligați să rămână acasă. Am prezentat lista a 45 de persoane care au fost în contact cu persoana infectată cu COVID, care au interdicția de a părăsi domiciliul, pentru că ele sunt în regim de autoizolare. Și în momentul în care părăsesc domiciliul, există și sancțiunile care sunt deja reglementate, atât de către codul contravențional, precum și de codul penal. CEC a mai anunțat că toate cele 44 de secții de votare au fost deschise la ora 7, iar la urne sunt așteptați în total peste 61.000 de alegători. Pentru alegerile parlamentare noi, din circumscripția numărul 38, au fost acreditați 82 de observatori naționali și 12 internaționali. Fotoliul de deputat este răvnit de 5 candidați.